acum, ca să audă, să audă ceilalți o chestie. Fine, da. Un acrostic vreau să îl zic lui. Fie de om bun și drept, intransigent, dar și înțelept, liniștit un pic plăpând, înapoi n-a dat nici când, procuror o viață întreagă, adăstând să înțeleagă universului penal, rostul lui fundamental. El s-a străduit o viață, legea să-i fie povață. Bravo! Fiindcă ai zis bravo, dar nu știți. Lup. Cui? Doamnei noastre colege, drage, Mariana. Ce-ți sunt dragi ție, au produs în timp uimire. Hărăzite au fost să fie amintiri îndăinuire. Regreți tu acele timpuri înălțate în neuitare, ani frumoși, alese gânduri, mărturii nemuritoare. Așezat în gând și minte, rânduite cu migală, într-o ordine cu minte, așteptând zumbe de gală. Nici când nu vor fi uitate aceste zumbe cântate. Pentru fiecare am pregătit că te un acrostic. Nu citim. Păi tu mi să le citesc acum, noastră. Și la noastră, pentru că ne oferă. Da. Nu. O să vi le ofer, am stabilit cu Vasile Culeordean, să scoatem un fel de cărțulie și pentru fiecare o să dăm o cărțulie. Acolo o să aveți pentru fiecare și fiecare. În același timp, l-am rugat și pe fotograful nostru, vreau să confecționăm, o să mă ocup de treaba asta eu, o medalie jubiliară 50 de ani de la absolvire, care o să fie făcută la monetăria statului la București, o să mă ajute feciorul. Dar îmi trebuie fotografia liceului, care sper să o obțin de la asta, iar pe avers, pe revers, o să fie promoția 55. Foarte frumos. Da. Iar acum, ca niște bucurii de pensionar, să vă mai zic câteva cu pensionare, da? Bucurii de pensionar. Te bucuri ca pensionat lipsit de griji și de nevoi, că ai un timp nelimitat să ajungi la lada de gunoi. Pensionarul, categoria muritoare, păzită în noua devenire, e o lege strictă la intrare și de-a cu coasta la ieșire. Nedumirire. Nu înțeleg deloc ce rol joacă azi pensionarul, umblă cu stomacul gol, precum ăsta umblă eu la pipă. Eschimoșii. Pensionarii de la noi, primind în pensie surprize, pe străzi se sting flămâni și voi, că-i mare criză de banchize. Și pensionarul. Pensionarul nostru are noroc cât încă este viu, că pensia e atât de mare că nu-i ajunge de sit. Iar colegul Emil mi-a făcut o surpriză deosebită. O
fost acum 3 ani la mine la Brașov și tot m-a bătut la cap, zice, domnule, scrie o poezie subțire. Și pe loc mi-a venit o idee așa și am zis Țighet, oraș secular, care a publicat-o el în ziarul ăsta și mi l-a adus acum, sigur, deosebit. Se zice așa, oraș secular străjuit de dealul Solovan, leagă-n de suflet pentru orice moroșan, român, maghiar, ucrainean sau evreu, dar toți cu credință tare în Dumnezeu, care a binecuvântat acest colț de pământ cu nume de oameni ce poartă limbi de sfânt. Ca Mihali de Acșa, Ivasuc sau Vizel, cu toții urmărind un singur țel, ca oamenii cetății de orice neam ar fi, să nu înceteze între ei a se iubi, iar limba înțelegerii să fie omenia, că toți sunt trăitori de secole în România. Rudind împreună pe arii pe aceste pământuri, suportând cu tărie ierarii aspre cuvânturi, veri cu fulgere și ploi torențiale, provocând inundații ades catastrofale, omul, indiferent de ce nație rămâne, sărat lipit și fără o bucată de pâine. Și numai ajutorul aproape îl mai scoate din starea jalnică de goale poate. Așa e sighetearul, modest, dar gârț și demn, cu figura aspră cioplită parcă în lemn, ce-a viețuit în mijlocul mai multor nații cu semenii alături trăind ca și cu frații. Vorbind aceeași limbă, limba omeniei, a înțelegerii de pline la fea bucuriei, de a stăpâni împreună acest pământ, lăsând tuturora de Dumnezeu cel Sfânt. Domnul dau cum, domnul Cuicaru. Cuicaru. I-a crezut pe închiere, cu epigrame. Colegul Baia ne îndeamnă cu epigramele respective la optimism în viitor, cu lada de noi. Dar noi, localnicii, am rămas, cred că, bine cunoscuți de cei care vin. Nu ne-am transformat. Am rămas colegi, tot pensionari, în tot în postura în care ne-a spus Grigore că suntem. Dar totuși cu gândul că va fi mai bine. În ce mă privește pe mine, am nepoate care sunt deja în clasa 11, cum eram noi când ne-am despărțit. Deci figura care o am este bine meritată, bunic de fete mari. Ce să mai spun? Legătură cu sănătatea, nu pot să mă laud. Vorba lui, tot al lui Grigore, îi spun că de trimite moartea, cum se simptome din astea semne, să ne cerceteze, nu ne lăsăm. Îmi pare bine că ne-am întâlnit. Regret și eu, cu toate că am spus că să nu regretăm, regret că de cei care absentează motivat, pentru care a făcut momentul de reculegere, ne pare rău. Și mă bucur pentru cei care au venit, așa că ne bucurăm împreună. De seară cred că vom reuși să schimbăm atmosfera de pesimiști care ne-au creat-o prin epigrame Grigore. Vă mulțumesc frumos că ați venit. La noi le ordeam zice că să nu mulțumim, dar totuși noi suntem alături cu sufletul de cei care nu ne uită. Renunța o felicităm totuși. B.O.B.-ul ăla, sau cum îi spunea la birou, nu știu dacă s-a ținut de treabă, numai oferim și cu Lenuța a făcut posibilă întâlnirea noastră. Păi tu ești o sighetear. Da, da.
Unde poți să umblu mai greu, zic, ca la... Și aia ai pătături. Școală profesională, i-a fost inspector la Sarfit și știi pe unde umblau ea. A avut o fac, 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 f